Partea a doua a documentarului Cargo, rămas la festivalul Skip Rock 94, este posibilă acum după intervievarea organistului și a basistului actuali, înaintea unui concert la Stage Club din Sibiu spre sfârșitul lui 2005, dar și după ce TV Soti Neptun l-a întâlnit la Constanța pe celebrul fost solist Kempes, acum în Australia. Povestea continuă așadar după apariția celui de-al doilea album Cargo, Destin, cu același Adi Bărar la timonă, care va rezuma. A fost editat de Elect Record, dar a fost jumate înregistrat în Paris, în perioada turneului din Paris. Am venit cu materialul de acolo, o parte l-am înregistrat în condiții destul de precare aici în țară și în prima ediție a fost făcută la Elect Record, după aceea materialul a fost dus la o altă casă de discuri, Vivo, o casă de discuri care a existat în România, a făcut multe titluri și a fost o casă prosperă pe atunci. Nostalgic mă leagă multe emoții de Destin, care a fost primul album cu adevărat serios și produs de o casă de discuri serioasă pe care l-am scos și în care, sigur, am avut niște contribuții destul de mari. Normal că este cumva rămas așa, un soi de, poate, albumul meu de referință în Cargo. Altolea a plecat din formație în 93, mă rog, nu discut. Și formația a cântat un an fără Clăpari. Și eu fiind prieten foarte bun cu
fostul nostru impresar de pe vremea aia, am avut ocazia să cântăm într-o altă formație de rock ce s-a chemat Foileton. Mi-a propus o colaborare, să vedem dacă ne înțelegem. Inițial a fost doar o colaborare, ulterior am rămas permanent la formație. Iată un alt recital important în cariera Cargo, ținut într-o noapte magică din primăvara lui 1995 la Sala Polivalentă din București, în organizarea lui Paul Nancă și a casei de discuri Vivo, cu care timișorenii lansaseră albumul. În același an sunt reeditate piese pe compilațiile Romanian Rock Ballads și Romanian Hits, însă discul este în sine o colecție de hituri rock. La vremea aia mă gândeam, ce vor domnule ăștia de la mine? Chiar așa tot? Da, pentru că aveam pretenția de profesionist. Între timp situația puțin s-a modificat. Am reușit să preiau din mers și cred eu că m-am adaptat destul de repede la cerințele formației. Mi-a plăcut tot timpul să încerc să ajut, nu să încurc. Trecând de 90, am avut sentimentul că trebuie muzica să fie mai pompată, mai înțepată și am avut puțin rezervă. Și m-am bucurat foarte mult când am auzit albumul Destin, 95, 94, 95, 95 a apărut. Atunci am avut prima oară așa un sentiment de ascultând Clasa Muncitoare. Mi-a plăcut cel mai mult Țepe și Clasa Muncitoare, astea două piese de pe disc și am zis, da, uite, un start bun. Nu puteam să-mi închipui că o să ajung să colaborez cu echipe, știam de ani de zile, fiind în același oraș. Piesa cu care cred eu că m-aș putea identifica de pe Destin ar fi Astăzi și Mâine. Nu neapărat că este cântată doar cu pianul, ci chiar mi-a picat bine. Eu n-am compus piesa, eu doar am interpretat-o pe disc. Dar mi-a picat bine și o altă piesă preferată a mea ar fi Spune-mi de ce, care consider eu că reprezintă formația destul de bine.
Al doilea disc vine făcut de tot de acești Vivo care s-au scindat și au făcut la un moment dat East End Art, se numea. Al doilea disc se numește Destin. A fost un disc foarte bine primit pe piață. A avut un impact puternic asupra celor care ascultau acest gen de muzică. Contează pentru tine acest faptul că oamenii încă zâmbesc, încă se bucură atunci când spun, wow, uite-l pe Kempes? E greu să spun ce sentiment, ce senzație am avut-o. Deci oricum și când am plecat, am plecat cu inima strânsă. Când am plecat, am plecat cu trupul și sufletul a rămas aici. Da. Să știi că este cumva pentru a doua oară când publicul îți arată afecțiune. Prima oară îmi amintesc atunci când ai avut problema aia cu accidentul, da, și când era așa cumva o mișcare de masă pro-Kempes și apoi după ce ai plecat. E greu să... Deci dacă eram fan atunci vedeam lucrurile astfel și puteam să spun despre ce era vorba. Nu știu, da, am simțit oricum faza asta, mai ales după ce am început să realizez ce se întâmplă în jur. Da, am simțit-o după aia, da. 1995, încă un moment de cotitură în istoria formației, atunci când într-o seară ploioasă, Kempes suferă un accident grav de motocicletă. Convenția pentru cargo, respectiv concertul de solidaritate care a urmat, a strâns foști membri ai formației, trupe și muzicieni prieteni și soliști care l-au substituit în cargo. Păcate, cum știe toată lumea, Kempes a avut accidentul acela urât. Am reușit să facem cu sprijinul domnului Emil Constantinescu și altora de atunci un concert la București, la Sala Polivalentă, la care participa niște găști importante din țară, cu sufletul deschis și am făcut o chestie pe care până atunci, nu știu de atunci încolo, încoace dacă au mai făcut-o cineva, au mai reușit să facă cineva. Cred că am fost prima trupă care am reușit să mobilizăm și să punem pe roate o chestie de genul ăla. Atunci am strâns niște fonduri ca să-l ajutăm pe Kempes. Îmi dai seama, el fiind accidentat în halul în care a fost, fiind internat în spital, la ieșirea din spital era fără nicio posibilitate de trai. Și
oprește calendarul. Am aruncat ceasul din perete, de ce de acaba? Atunci am făcut o formulă mai lărgită, am cântat cu 5 sau 6 soliști vocali și am făcut câteva concerte bune, foarte bune, în București atât și în țară. A fost un solist vocal care este acum la Amala, Tibi Bite, Berti Barbera, Leo, nu mai știu cum, era o formație Agvila, un foarte talentat Leo Gerasim, da, un foarte talentat băiat și un image puternic de tot, de rock. Printre acești băieți a fost și Adi Grișan, o mare voce care am remarcat-o atunci și mi-a rămas așa întipărită. Din cauza comportamentului lor, eu am acceptat să rămân să cânt cu gitara, să învăț să cânt la gitară, în primul rând, pentru că eram solist vocal, nu aveam treabă cu gitara, dar cu chitarist m-am purtat pică după aceea. Dar din cauza lor, din cauza felului lor de a fi, eu avusesem un accident în 93, exact aceeași chestie, operat pe creier, lângă mine n-a fost trupa mea. Și când am intrat în sala de repetiții și am văzut cam cum s-au mobilizat și cam cum sufereau pentru colegul lor, atunci am decis că merită. Deci asta era o chestie nouă pentru mine. Kempes se alătură trupei cu greu de la festivalul Rock 95, în locul său apărând la chitară și vocea Adriani Grișan. În 1996 sunt înregistrate două piese pentru compilația Unplugged Romania, în această manieră, editate de noua casă de discuri care gerează trupa Eastern Dart. Orice coleg de-a nostru, dacă are vreo problemă sau are niște necazuri, încercăm să facem totul să-l sprijinim, pentru că noi, în mare măsură, să știi că ne petrecem foarte mult timp împreună, chiar dacă atunci când ajungem acasă din turnee, încercăm să ne desprindem și să ne facem fiecare pe plan personal niște treburi sau nu se poate să trăiești atât de mult împreună. Apariții consecutive cu piese noi pe culegerile din Darul Magilor, Cargo face un pas în plus, concretizând cântecele de sezon într-un concert discografic inedit, înregistrat alături de Corala Teofora din Timișoara. Colinde și obiceiuri de iarnă a apărut la sfârșitul lui 96. O idee foarte bună îți vine așa, pe moment. Pe moment ne-a venit ideea asta să facem o colaborare, pentru că era vorba de un album de Colinde,
Mi se părea că e cea mai tare variantă, să putem face un featuring, așa cum se poartă acum cuvântul ăsta, adică colaborarea respectivă, cu o corală bisericească. Chiar dacă e o trupă rock, nu știu care ar putea fi impedimentul. Asta nu înseamnă dacă e rock trebuie să fie sânge sau așa mai departe. Rock înseamnă foarte mult. E o încununare a unei părți din muzică, a unui gen muzical. Asta înseamnă un mod de viață, înseamnă un mod de a vedea lucrurile, înseamnă mult mai mult decât numai și numai muzică. Câțiva ani mai târziu, o producție a televiziunii române, semnată de realizatorul Cristian Păunescu și de operatorul Vlad Micu, ilustrează un disc unic în analele rockului românesc pentru TVR2. Ocazia să colaborăm cu dirijoarea respectivă, cu Mihaela, care era și este în zi de azi o soprană, am înțeles eu, extrem de bine văzută, și am furat de la ea niște idei legate de interpretarea, deci cum trebuie gândită vocea, și am fost atent, am fost chiar foarte atent în timp ce și în timp ce repetau și în timp ce înregistrau. Eu am avut niște rețineri la discul ăla de Colinde, pe moment. Mi-a părut rău după aceea, dar pe moment am fost foarte reticent și așa, nu prea am vrut să accept chestia asta. Dar s-a dovedit că n-am avut dreptate. Eu nu am fost reticent, pentru că ascultam foarte multe genuri de muzică și am avut altă părere decât el, dar total justificat, pentru că noi am fost foarte încrâncenat. Da, deci nu vrem numai rock, numai... Da. Aveam carapacea pe noi încă, la vremea respectivă. Un fel de autoapărare, așa. Tot ce nu era rock era prost. Dar ne-a trecut. Acest material, pot să spun cu mândrie că Mitropolitul Banatului Nicolae ne-a dat binecuvântarea și acordul lui pentru a
a avea așa un impact mai plăcut, în primul rând, asupra noastră și a celor a care am cântat pe acest album de colinde. Dar vreau să spun că am mai avut multe colaborări, nu numai așa cu corala Teofora. De exemplu, pe Spiritus Sanctus am cântat cu părintele Dan Dragomir pe album. Mai de mult am avut o foarte tare colaborare cu Dorin Teodorescu, nu? Semnarea contractului discografic cu Media Pro Music, care a rezistat de altfel până în prezent, este consfințită pe de o parte de apariția noului album atât de dorit, Ziua Vrăjitoarelor, însoțit de un jurnal de bord oficial, dar și de acest clip din nou inedit în care Kempes apare cot la cot cu marele tenor Dorin Teodorescu, ultima sa apariție importantă înainte de a se stinge. A avut featuring-ul cu Racla, cu Dorin Teodorescu. Dorin Teodorescu. Dorin Teodorescu. Da, tot timpul am fost atrași. Și nu contează neapărat stilul piesei, că e mai rock, că are riff-uri, că nu are riff-uri. Că... Așa, important este substanța piesei și mesajul care îl transmite. Dacă mesajul e ok și are substanță, suntem deschiși. Prima oară mi s-a părut, nu eram obișnuit cu nivelul ăsta, nu eram obișnuit cu volumul ăsta de repetiții, cu volumul ăsta de muncă, mi-a fost foarte greu să mă... Chit că ei au fost îngăduitori cu mine și au înțeles și au văzut exact despre ceea ce este vorba, dar pentru mine o formație înseamnă secție ritmică foarte mult și a însemnat să-l cunosc pe Tavi și a însemnat să pot să-mi dau seama ce fel de om e ca să putem să comunicăm. Și într-o formație când secția ritmică e cât de cât pe frecvență, se clădește mai departe. De starea pe care o am și în funcție de... Probabil am încercat să o cataloghez ca evoluție, pentru că ne maturizăm, mai evoluez în gândire și e firex să-mi placă Clasa Muncitoare foarte mult, să zic, e cea mai tare piesă și după câțiva ani să-mi placă Spune-mi de ce sau Bagă-ți mințile în cap. Și nu este vorba de agresiunea piesei sau de cât de starea ei, ce încearcă ea să...
reprezinte, ce încearcă ea să reprezinte. Asta e. În 1999, Media Pro Music reeditează pe CD principalele producții discografice Cargo, revenind anul următor cu albumul Colinde, conținând și piese noi. Marea lovitură din perspectiva realizatorilor emisiunii este însă maxi-singlul Bagă-ți mințile în cap, însoțit în același an de clipul omonim. E o piesă în factor destul de modern, pentru că e o piesă destul de monotonă ca și linie melodică, atât tot că exprimarea ei este ca un pachet, adică se face un cumul între riful gitărilor și voce și ritmul ciobei și atunci este așa, făcut un pachet care ți se bagă în cap, sigur. Nu știu dacă e cea mai reușită piesă din nou val de rock, dar e o piesă, asta e. Clipul l-am făcut pe genunchi, pe aici. Unele filmare au fost făcute aici în curte, unele au fost făcute pe o scenă, poze din albumul nostru propriu și totul pus cap la cap e făcut de graficianul nostru, de Leo Cicoș. În 2001 este realizat un clip însoțind o nouă baladă de top, Mama, cu cei doi soliști pe același plan și sunt reeditate într-un box set cele trei albume. Va urma însă un alt moment dificil, intenția solistului Kempes de a pleca alături de familie în Australia, prin urmare și dispariția sa din trupă. De când tu îmi povesteai, anii trec, nu înțeleg fără rost. Părul tău s-a mai ardit. În care s-a născut o baladă, s-a născut într-un moment acelui care a făcut-o dificil. Deci niciodată nu am făcut o piesă noi. Balade vesele. Nu balade vesele, dar nu eram noi vesele în momentul în care am scris balada. Asta este foarte important. De asta probabil că se simte că nu-i minciună. Piesele au fost scrise în niște momente mai mult sau mai puțin limită și de asta sunt de felul respectiv. Deci nu am trăit în pup
și ne-a fost foarte bine și ne-am dat cu mașinile și am mai scris o baladă ca să, eu știu, să se dea pe televizor. Mulțumim! Cântați pentru mine! Și de fi și eu! Perceput lumea muzicală de acolo? Este cu totul altfel. Și lumea este cu totul altfel. Și mentalitate, și obiceiul, și totul e altfel. Nu este ca și aici. Ca să te lansezi undeva în Australia, reușești doar în Melbourne sau în Sydney. Acolo sunt casele de discuri, cluburi, sunt multe cluburi, poți să te lansezi cu faze de genul ăsta. În rest, nicio șansă. Am încercat de curiozitate să văd ce se întâmplă, că oricum sufletul meu a rămas pe scenă. Și-au mai fost de față de la mine, dar și mână mi-a pus numele din mare și mi-a spus: fii atent, îți născut în zonea plânece, dintr-un ajut în parlament eu. S-au fi cistit, cum am auzit că sunt bunele, am luat până cu capul în brea atunci. Fa, frata mea de mă expulă, una la de capte, rând de fa, pachete, tipete, violete, preția mă îndreaptă, dar nu mă satură de sete. Ce mă și strigă, libertatea îi strigă. Mă gândesc în pot acum să-ți spun că mă interesează banii. Chiar că avea la multă după ei ca alt banii vreau. În sfârșit să fiți în sumă ca un Sony. Dar îmi arăt de patole dacă n-a simțit nimic. Logic se devă la pe spate cadă pe un rând de actul. De sete mea de-a bani, exact. Acum pe rugă acum să-mi defecta mă și ca la bocă. Vită părea truian. Hai și noi! Ialina a venit în 97, chiar la Vrăjitoare, eram în studio la Vrăjitoare. Ramon a plecat, s-a căsătorit, a plecat în America. Alin fiind din Timișoara, îl cunoșteam pe Alin. Și a fost destul de simplu. Și s-a adaptat destul de repede. Mie ca toboșar, mie, la ora actuală, mie îmi place foarte mult să cânt cu el. Deci începem să ne lipim. Pânzele puște pâine, toți un se arătau vârcolaci. Iată elele grăjitoarele, ursitoarele și obraci. Azi e ziua, dar ziua ele la și toarele până în zări. Iată se și se spătuiesc oameni. Am început să ne întrebăm, bă, ce făceam noi înainte să facem înregistrările la Ziua Prăjitoarelor. A fost prima dintr-un șir de experiență de studio pe o perioadă foarte lungă. Atunci am descoperit cum se poate lucra într-un studio în care a apărut un calculator, s-a eliminat ușor-ușor mixerul, nu mai învârteam de butoane cu mâna, se învârtea cu mouse-ul. Nu se mai făceau înregistrările pe bandă, derulează înainte-înapoi, se tăiau pe ecran și am descoperit o lume nouă. Nu știu cât timp a mai rămas, dar vreau
la greu. Și n-o fi și eu, nu vreau să vă întristați, să cântați și să jucați până zori. Și dacă din o să mă primiți în gând, voi fi aproape de voi. Pentru un nou album se aleg piesele cele mai bune. Noi cântăm piesele în concert înainte de a scoate discul. Și atunci vedem reacția publicului. Și nu 100% ținem cont de ea. Deci avem păreri personale și gusturi personale peste care nu trecem. Dar poți să-ți faci o idee. Cam ce piese poți să pui pe disc și ce... Exact, care exact. Se de obicei avem mai multe piese decât cele care apar pe disc. Dar nu vrem să punem piese ca să umplem, nu știu, să fie mai multă informație. Nu ne interesează genul ăsta. Unii ascultători de vis să zică, băi, piesa respectivă e pusă aici de umplutură sau... Bă, asta e părere personală a lui, dar asta nu înseamnă că și așa face. Doi pași nu sunt departe, doi pași, doi pași în urma ta, doi pași nu sunt departe, doi pași. Stai să mai vorbim puțin și să ne amintim de prima zi. Uite, de la Spiritul Santos are 10 piese. Bun, două sunt. Două de sunt, așa, sigur. Deci nu a considerat că trebuie spuse mai multe. Sau, altfel spus, erau minim încă atâtea idei, dar pentru că nu au fost foarte bune, nu le-am pus pe disc, pur și simplu. De asta noi nu ne propunem să scoatem discul în luna mai sau în luna septembrie. În clipa în care ascultăm discul, ne place cum sună, cum e aranjată piesa, este un amănunt foarte important, aranjamentul piesei. Tu deci poți să hotărăști o dată la care poți să lansezi exact discul. Poate dacă ploaia s-ar opri și din ce n-ar să mai cadă lacrimi, stele ar răsări. Cel mai recent album înregistrat cu Adrian Igrișan, solist vocal, a fost lansat în 2003 și, retrospectiv, se poate spune despre Spiritus Sanctus că a fost popularizat de videosingle-ul Dacă ploaia s-ar opri, bătând recorduri de popularitate dincolo de sfera rock. Mie ploaia îmi place mult pentru că am auzit-o în variantă incipientă, fără text, fără nimic, era un lălăit așa, na, 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 na. Și ascultând asta, am spus, zic, asta o să fie hit, piesa asta, dar nu le prefer în mod deosebit. Dacă tot am vorbit înainte de perioada de pompă, de rock, mie îmi plac astea mai pompate, astea mai ziua vrăjitoarelor, astea mai așa. Dacă ascult piesa Ploaia, e o piesă grea, nu e o piesă ușoară. Are multe părți, multe părți de reținut în primul. Culmea că, uite, m-a fost foarte plăcută. Și chiar a trecut de bariera asta stilului. Pentru prima dată la noi. Deci toate baladele sunt iubite de către publicul Cargo, dar piesa Ploaia a trecut de bariera asta. Mă tot gândesc, în jur cu tine, în gând mă trezesc.
pe pena mea. Mirosul tău persistă în camera mea. Parcă și vocea ți-o aud undeva. Puțin două piese din acest album, deși nu-mi place să folosesc termenul ăsta, pentru că toate piesele sunt bune pentru noi. Cele care nu sunt bune de pe album au fost făcute așa și aruncate la coș deja. Le-am cenzurat noi. Dar două piese ne-au adus mari satisfacții. Așa cum piesa Dacă ploaia s-ar opri a adus niște vânzări fabuloase. Nu pot să vă spun numărul și nici nu aș vrea să vă spun. Cert este că nici după un an de zile am de la casa de discuri cu vânzări oficiale, fără pirați, am primit dublu disc de aur, ceea ce pentru noi înseamnă mare lucru. Nu ca premiu, că nu ne plac neapărat premiile, dar tot așa, încununarea muncii. Iar piesa Nu pot trăi fără tine, anul acesta ne-a adus titlul de cea mai bună formație rock din România. Anul trecut, sigur am luat și anul trecut același premiu, dar vorbeam numai de Spiritus Sanctus. Evenimentul în serial TVR 50 a început în primăvara lui 2006 la Timișoara, Cargo fiind premiați cu această ocazie alături de alte personalități marcante ale municipiului de pe Begă. În momentul interviurilor, trupa reînregistra cele mai importante piese cu componența și tehnica actuale, un pas important înaintea unui nou album, respectiv consacrarea imaginii din prezent, despre ce a urmat în destinele bănățenilor într-o altă emisiune Remix. Seama că nu are sens, că dacă încercăm să schimbăm, s-ar putea să pierdem. Să pierdem fanii adevărați. Că mai câștigăm alt segment de public. S-a câștigat segmentul de public în 2004 sau când am lansat Spiritus Sanctus. Sau au venit și alt segment de public lângă format. Și fără să schimbăm. Deci cred că am procedat bine să mergem pe aceeași linie și... Discuții pe tema asta, bineînțeles că au fost, pentru că momente grele au fost. Problema se punea și se pune și acum, din alt punct de vedere. Dacă schimbi, cum spui tu, schimbi genul sau încerci să faci ceva ce numai tu ai impresia că o să prinde la public, nu mai este o chestie care te reprezintă. Și dacă faci treaba asta pentru bani, atunci mai bine faci altceva decât să cânti. Publicul o să te simte și te și sancționează. Pot să mic în duc și să oprești iubirea, pot să faci tot ce vrei. Pot să mic în care abia și băutura și toți banii de vrei. Ok, hai să te lovești la om, dacă te iei, te iei, ho!
de pe Spiritus Sanctus îmi place Hora pe motoare, de departe. Pe urmă îmi place Spiritus Sanctus, piesa în sine. Dar piesa în sine este, fiind extrem de elaborată, eu consider că pentru un cunoscător și un om care gustă muzica bună, probabil e greu să nu placă, pentru că e gândită elaborat și eu cred că este gândită și fără fițe. E foarte important să urmărești tot ceea ce se întâmplă în jurul tău, să cânți despre și în modul în care se percepe la momentul respectiv. Am spus-o de multe ori treaba asta, dar probabil că trebuie să o spun și acum ca să subliniez ceea ce vreau să spun. Faptul că acum ani de zile treceau Dacie pe lângă tine, Vai și Amar, așa cum erau cele de pe vremea respectivă. E, să nu vorbim acum când trece orice tip de mașină pe lângă tine, îți flutură pantalonii. Nu neapărat de viteză, ci de cât de silențioasă e, cât de atrăgătoare e, cât de iute e față de ceea ce a fost. Asta e un exemplu care se poate transpune în orice trebuie să trăiești în prezent. Știu că amintirile sunt frumoase, îți amintești doar ceea ce îți dorești. Sigur că e frumos să-ți aduci aminte în cea mai frumoasă formă a unui eveniment care a fost și a trecut, dar nu putem trăi din amintiri. În viitor încă nu știm să mergem, așa că prezentul e de bază. Let's go!